Salutare și bine te-am găsit! Nu iubești aerul curat? Și te simți sănătos? Dacă toate acestea ar fi posibile. Respirația asta profundă și relaxantă pe care ai crezut că ai luat-o peste plină de particule microscopice care se lipesc de plămâni și înoată prin fluxul de sânge, provocând astfel boli de inimă, cancer pulmonar și o mulțime de alte afecțiuni grave. Poți merge, însă nu te poți ascunde, te înconjoară oriunde te duci. Dar dacă ai putea să-l vezi pe atacatorul tău? Poate că nu ai știut acest lucru, dar poluarea aerului nu este doar o problemă externă, este cu adevărat peste tot. Poluarea aerului din gospodărie ucide 4 milioane de oameni în fiecare an. Dacă locuiești într-o casă care nu are o ventilație adecvată sau care este alimentată de combustibil și tehnologii poluante, atunci ești expus riscului. Dar cei mai răi poluanți ai aerului, cei mai periculoși atât pentru mediu cât și pentru sănătatea ta, sunt particule provenite din combustia combustibilului și traficul rutier. Și totuși, în ciuda efectelor lor evidente de rău, continuăm să conducem de parcă nu ar exista nicio problemă chiar deloc. Crezi că ai continua să conduci dacă ai putea vedea cât de rele sunt lucrurile? Consecințele poluării aerului rănesc pe toți. De la afectarea dezvoltării creierului fetal și oferirea de astma copiilor până la reducerea speranței noastre medii de viață cu aproape 2 ani. De fapt, un studiu recent realizat de Universitatea din Chicago a constatat că mai multe persoane din SUA mor din cauza fumurilor de eșapament auto decât din accidentele de circulație. Dacă ați putea vedea toată poluarea aerului din jurul vostru, probabil nu veți putea vedea altceva. Făcând o plimbare în orice oraș important, s-ar simți ca plimbarea printr-un nor dens mohorât. Persoane pe care le-ați trece ar purta probabil măști de protecție peste nas și gură. Fotografiile dumneavoastră cu repere celebre și parcuri pitorești pur și simplu nu ar fi aceleași. Dar, deși ar fi o realitate deprimantă, văzând toată poluarea noastră din aer, poate declanșa în sfârșit unele acțiuni de curățare a lumii și a stilurilor noastre de viață. Dacă am fi cu toții la fel de dedicați să ne curățăm casele și străzile noastre și am simțit cum este să inhalăm cu adevărat aer curat, am putea fi mai înclinați să mergem la muncă sau să ne îndreptăm spre mașini electrice. Am putea interzice arderea cărbunelui și ne putem baza mai mult pe mărfuri reciclate și surse de energie curate. În timp ce o schimbare atât de dramatică în consumul nostru de energie și în modurile de a trăi ar dura foarte mult timp și ar fi incredibil de costisitoare, dar în cele din urmă ar fi un rezultat. În cele 15 țări care creează cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră, problemele de sănătate legate direct de poluarea aerului constă cel puțin în 4% din PIB-ul lor. Deci, nu numai că aceste costuri ar putea fi reduse, dar de asemenea se estimează că aproximativ 1 milion de vieți pe an ar putea fi salvate în întreaga lume prin reducerea poluării aerului. Doar pentru că nu o puteți vedea acum, nu înseamnă că problema noastră de poluare a aerului este inexistentă. Este o amenințare foarte reală care afectează pe toată lumea, inclusiv pe tine. Din fericire, există pași pe care puteți face pentru a vă îmbunătăți calitatea personală a aerului, chiar dacă oamenii din jurul noastră nu văd încă nevoie de a face o schimbare. Asigurați-vă că locuința dumneavoastră este bine ventilată, evitați străzile aglomerate în timpul orei de vârf și dacă vă plac exercițiile în aer liber, alegeți un parc cu acoperire suficientă de copaci, cu cât sunt mai mulți copaci, cu atât mai bine. Copacii joacă un rol vital în îmbunătățirea calității aerului în orașele dense, deoarece absorbe emisiile de carbon. Dacă sunteți de acord că poluarea aerului este o problemă serioasă acum, vă puteți imagina cât de rău ar fi fără pădurile urbane? Vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept curând!